A fost spectacol la Palatul lui Gigi Becali, chiar dacă latifundiarul este după gratii. Show de data aceasta au făcut pirotehniștii, care au venit la poarta finanțatorului Stelei cu tot arsenalul, după ce au fost anunțați că înăuntru ar exista o valiză suspectă. Valiză pe care mai întâi au tras-o cu o sfoară, apoi au îndrăznit să o deschidă. Era goală, așa că în curtea de la palat s-a făcut din nou liniște.